o nemulțumire și vestele galbene sunt în stradă de 1 mai. Bogdan Jelea, eu zic că e mai bine cu fumul de la mici decât cu fumul de la lacrimogene. Da, fără îndoială. Iar istoricește vorbim, Franța are o lungă tradiție de asta protestatară, revoluționară. Este cea mai socialistă națiune din Europa. Acum, din punctul ăsta de vedere, e bine întotdeauna să existe și voci și proteste și oameni care să atragă atenția, semnale de alarmă. În egală măsură, la momentul de față, am spus că sunt bune astfel de semnale de alarmă, nu neapărat în formula asta fără îndoială, dar orice formă de protest, câtă vreme e unul legal, civilizat și așa mai departe, poate să atragă atenția zonei de elită politică și așa mai departe cu privire la anumite nevoi sau probleme pe care ori le ignoră, ori poate le-a observat. În egală măsură, pe mine mă amuză și m-a amuzat, apropo de acest gen de protest, am văzut și la o universitate din Statele Unite că o persoană care în mod evident aparținea unei minorități sexuale susținea Hamasul și, mă rog, pe palestinieni, să spunem așa, și mă gândeam cum ar fi fost să aibă 24 de ore de viață într-o zonă de felul ăsta condusă de un regim islamic. Zic 24 de ore pentru că atât ar fi apucat, pentru că acolo se aplică șaria. Dar aș mai face o completare în legătură cu ce ați difuzat mai devreme, foarte scurtă. Mă bucur totuși că afganul sau cine era, mă rog, călăuza care a înjunghiat pe cei doi polițiști nu era suspect pentru reputata infracțiune de trafic de influență, pentru că dacă era, i s-ar fi dat fotografia și ar fi fost luat cu cătușe și veneau și protestatarii și Ceaușescu și toată lumea și microfonistele și îi puneau și ziceau, vă pare rău pentru ce ați făcut, e în regulă, ați furat banii cât ați făcut. E, văd că totuși pe aceste călăuze... El a fost încătușat în această... Da, dar am văzut că e bine că i-am menajat viața privată, ați văzut fotografia, a fost blurată, ca nu cumva să, nu știu, să poate îi lezam demnitatea umană sau mai știu eu ce. Cred că sunt niște prevederi legale în acest sens, cred că cei de la sindicatul Europol care au publicat fotografia în